Leul moldovanesc crește atât față de moneda unică europeană, cât și în raport cu dolarul american. Așadar, pentru 6 mai, Banca Națională a stabilit un curs de 19 lei și 39 de bani pentru un euro, adică va fi cu 25 de bani mai mic decât astăzi. Un dolar american va costa miercuri 17 lei și 89 de bani, respectiv va scădea cu 7 bani față de prețul stabilit pentru marți. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1800 de lei și vindeau cu 1810 lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1970 de lei și erau vânduți în medie cu 1980 de lei.